Sunteți actor teatrului Satiricus? Din 1991, 1 august. Dar cum ați devenit? Cum am devenit? Păi mai înainte de asta am lucrat cu domnul Grecu la un teatru și am uitat cum îi spune, pare mi-a schis Voraș. Și mai târziu ne-am întâlnit în stradă și aflasem de acolo că el fondase teatrul Satiricus și a zis că venim la teatru. Am venit, am trecut concursul și normal ca toată lumea, a fost angajat. Asta tot. Nu regretezi? Nu, în niciun caz. Am avut câteodată gânduri când era probleme mari cu financiare, când țara era de groază, poate să lucrez altceva, dar în niciun caz nu aș să merg la altă. Dar cum dumneavoastră așa a devenit actor, ați devenit actor în general? Cum ați venit la ideea să deveniți actor? Unde sunteți născut? Cine sunt părinți? De ce anume actor? De ce nu un tractorist? Sau un medic? Sau un inginer? Sau un profesor? Eu știu. Sau un cosmonaut? Cosmonauții nu intru după 90, 60, 90 care le-am. Nu știu din ce cauză. Probabil că tot s-a început de la o singură lucru. Atunci când împlineam de cu 18 ani și trebuia să merg la armată, era o problemă monetă, fiindcă majoritatea fugeau de Afganistan. Și a venit cineva o rudă de a părinților în urmă și a zis că hai la Institutul de Arte, fiindcă acolo dacă intru la institut, după aia mergi în armată și stai undeva într-o casă de cultură, nu faci nimic, hai să stai tu, ia, așa, mă rog. Nu s-a întâmplat așa. Am făcut armată grea și după asta nu știu cum s-a întâmplat. Terminat institutul, am avut marele noroc să lucrez cu niște oameni care lucrau în teatru atunci și au deschis în mine unele lucruri. Așa, m-au împins ca niște, un imbol doarecare. Și nici, de multe ori nici m-am gândit de ce fac lucrul ăsta. Lucrez bine, deci lumea mă ascultă. E bine. Dar ce vă place dumneavoastră la acest lucru cel mai mult? Deci posibilitatea de a vorbi sau de a se masca sau a se juca? Nu m-am gândit niciodată. Cu toate că noi, cum a zis un mare actor din România, suntem niște manechini. Cum manechinii profesioniști, fetele alea frumoase, merg pe podium și schimbă haine, așa schimbăm noi chipuri, suflete, vieți. Probabil interesant asta de a trăi mai multe vieți, fiindcă noi într-o viață o trăim pe-a noastră, dar ce ne-ați permit să mai o faci așa? Care viața este mai importantă sau mai interesantă? Cea pe scenă sau cea în viață? Nu, propria. Asta este cea mai importantă. Da, fiindcă, totuși, când te îmbolnăvești, să tratezi viața ta, sănătatea ta și nu aceea personajului în scenă. Dar ce rol joc atunci personajele acestea în viața dumneavoastră? Ei au cumva o influență asupra personalității dumneavoastră? Unii pot să afirme asta, alții nu. Nu știu, nu cred că nu au nicio influență. Unii zic că noi aducem din viață tot în scenă
jucăm personaje, le vedem, mă rog, nu știu, el, îl joci aici, pe ăsta, acolo. Părerea mea este inversă, că noi din scenă ducem tare mult în viață. Din scenă noi în viață folosim tare multe replici, un mers, mai multe. Se ajută în viața cotidiană? Nu că mă ajută, astea sunt probabil niște, cum ar fi un tic sau un cuvânt parazital, dar le mai repet mai des. Bine, dar dumneavoastră, deci ce valoare are teatru în viața dumneavoastră? Chiar pe locul întâi? Păi și normal că e pe locul întâi, fiindcă teatru mă hrănește. Nu este un hobby, este o specialitate, este profesie care zi de zi noi o facem. Și din moment ce te ocupi asta zi de zi, o faci zi de zi, atunci asta devine și numărul unu. Fiindcă noi avem concediu, dar noi avem puțin concediu. Noi lucrăm când și în concediu, când în vacanță, când în zile de odihnă sau în zile de lucru. Nu există o normă oarecare. Și cineva a zis că omul merge să se odihnească de la lucrul care îl face. Noi și lucrăm și ne odihnim în același moment. Câteodată se pare că dumneavoastră nu lucrați, că asta tot este un joc și foarte ușor. Este adevărat așa? Da, câteodată e adevărat. Dar nu de fiecare dată, fiindcă ceea ce joci tu trebuie să o trăiești. Elementar, chiar dacă pe urmă sunt cazuri când o faci automat, indiferent starea ce e, viața ce e, odată ai trăit-o de acolo. Și nu poți scăpa de ea. Toate astea. Ce chip vă place cel mai mult din cele care ați jucat? Niciunul. Niciunul, fiindcă nu poți să spui cum un pictor, un sculptor are mai multe picturi, are mai multe sculpturi, are mai multe orice om, orice profesie când creează ceva, asta parcă ar fi copiilor. Și toate rolurile care jucăm, parcă ar fi copiii noștri. Într-o familie nu poți spui că un copil ți-i mai drag decât altul. N-ați renunța nici la un rol? De ce nu? Asta e rolul, din moment ce de acolo l-am trăit, el este trăit. Nu-i vorba că nu-l dau la nimeni, nu este al meu. El este a spectatorului, este a lumii întregi. Ceea ce am trăit eu este al meu. Dar așa nu. Sunt unele roluri care trebuie să dispară de el, fiindcă trece vârsta. Ești în formă sau... Mai aveți un vis ce vreți să jucați? Nu. Sunteți gata pentru orice? Da. Joc orice. Aș vrea pur și simplu, probabil, tragedia noastră, că un pic am fost talentați cu televiziunea și cu filmele. Când, vreo 10-15 ani în urmă. De la un timp toate lucrurile astea au dispărut și undeva e depus așa un dor de a te filma. Asta e tot. Vă doresc să îndepliniți acest vis. Mersi. Și eu. Să ieși mâini la exercit, domnule. Zice. Domn sergent, abia mă țiu picioarele, nu pot să merg nici până la prăvălie. Zic, bă! Nu cunosc la moa așa rezon, fără motiv. Zice, între... Sau florile mele, ce-am trătat la părinie de un titlor, a? Bate, dar nu ucide. Rupe-i oasele. Sugeri mâinile, dar să nu ucid. Bate-i alta cu sate, nu ucide. Care e regula numărul 1 pentru un polițist, a? Să nu ucid. În întrebări și în răspuns.